A zice că asta e tot, da? Să înceapă emisiunea? Nu, o să aduc pe cineva care plânge de fiecare dată ca un copil. Este vorba de colegul meu de prezentare a acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, magicianul Robert Tudor! Uite pe la toți! Ia-i pe toți! Cupă-i pe toți! Salut! Cupă-i pe toți! Asta este! Salut! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mamă, ce de lume, doamne! Magicianul Robert Tudor! Hashtag David Copperfield! Hashtag România au talent! Hashtag Vocea României Junior! Hashtag Dragomir Ezvale! Hashtag toate alea! Magic, am pregătit un scaun și pentru tine! Da! Da, e pe ușa aia afară! Mulțumim! Aplauze pentru magicianul! Acolo este! Cabina lui! 3, 2, 1... Să înceapă! Vocea României Junior! Se aprinde butonul și când se aprinde butonul intrăm pe ușa acolo. Da, da. Nu există juriu, nu există public, doar tu. Tu. Ești. Totul se învăță în jurul tău și crede-mă, sala e plină. Biletele s-au vândut toate. Jessie, deci nu sunt deloc emoții. O să treacă. Hai, vino puțin, te rog. De ce? Ce o să fie greu? Nu știu, n-am avut emoții până acum, acum nu știu. Fii tu și o să cânti și o să fie foarte bine. Nu? Semnul? Bravo! Emoții? Da. Vino, te rog, în fața mesei. Este masa care preia toate emoțiile tale. În funcție de câte emoții ai, ce se întâmplă cu masa aceasta? Se ridică. Ține, te rog, de aici. Nu. Lasă microfonul aici. Împreună, da? Împreună. Spune, te rog, formula magică, abracadabra. Masa este acolo, noi ținem doar de aici, da? Uită-te puțin. Ai emoții, ai emoții. Se duc emoțiile tale. Uită-te sub ea să vezi dacă mai vezi ceva. Uită-te. Wow, ușor, ține bine. Nu-i da drumul. Mergi. Ușor. Mulțumesc mult de tot, îl dau ție și sper să-ți poarte noroc. Baftă! Francesca, mult noroc! Nu cred așa ceva, deci ești tare de tot, măi. Vorbim ca între băieți. Cu fetele cum? Rău. De ce? Nu știu. S-a întâmplat ceva? Nu. Am o colegă de care îmi place și îi place de mine. O cheamă Natalia. O să mai văd cu ea doar o săptămână. Pentru că din a doua să mă mut la școală de muzică. Așa, dar ce e dragostea asta? Iubire. Părinții tăi ce spun? Te încurajează? Da. Când o să fiu pe scenă, voi simți multă bucurie. De ce ați venit aici? Te-am văzut că stăteai aici și am zis de ce să nu vin și eu lângă băiatul ăsta. Ok. Nu e nicio supărare. Ești prietenul meu? Da. Zici tu acum la cameră, cu sticlele mici. În sticlele mici se țin pitici. Așa. Succes! Florile, de unde le-ai? Le-am furat din parc. Lasă-mă, nu cred așa ce... Ia ce-ai după ureche? Opa! O bine. Suflă, te rog. Dispare, pam. La circ o găsești din parc. Ești pregătită? Da. Cum îți stăpânești emoțiile? Gândesc la mama, la vorbele surorii mele. La mama ta? Unde e mama ta? Mama mea e plecată. Acum câțiva ani mama a plecat în străinătate ca să muncească și am rămas doar eu și sora mea împreună. Ce ți-a spus mama ta? Mi-a spus să mă gândesc la ea, să dau tot ce pot și să fiu cea mai bună. Mult succes îți doresc! Mulțumesc! Bravo! Salut-o pe mama ta. Da. Și fă-o mândră de tine. Succes! Știu totul despre tine pentru că sunt magician. Uite, de exemplu, la urechea e o bilă.
Pot face această bilă să dispară dintr-o mână, să apară în cealaltă mână. Asta pot face la tine în mână, Andrei. Acum, Andrei, și peste, după asta am un cadou pentru tine. Incredibil! O să zici, wow, magiciane, nu se poate așa ceva. Ia, lasă microfonul ăsta. Fii atent, strângi tare. Strângi, dispare dintr-o mână, apare în cealaltă. Strângi, dispare dintr-o mână, apare în cealaltă. Fac asta la tine în palmă. Strângi tare, strânge tare. Strângi, nici nu trebuie să dureze. Și apare acolo. Deschide palma în partea asta. Ce grupă sanguină ai? 01. Bravo, măi. Când e ziua ta de naștere? 14 aprilie. Am un cadou pentru tine. Până pe 14 aprilie mă aștept, dar eu ți dau acum. Este un ceas pe care ți-l dăruiesc acum. Cum? Oh, ce faci? Foarte bine. Cum te simți? Emoționat. Nu cred. Nu cred așa ceva. Uite, o să facem ceva și o să scoatem emoțiile, toate emoțiile tale, de după ureche. Nu cred. Nu cred. Asta, uite, uite, vezi, au trecut emoțiile. Las emoțiile aici și le dau drumul. Le dau drumul pentru că ele se duc în sus. Ia uite. Op, succes, dă-mi o îmbrățișare. Mult succes și să dai tot ce ai mai bun. Mulțumesc. Bine? Du-te, succes! Un tânăr domn în sacou se plimbă preocupat prin culise. O bună ocazie pentru un nou truc reușit. Desigur, vorbim în franceză. Je suis Robert du plaisir, du plaisir avec bien bien sous bien veni, enchanté. Robert. Ștefan. Salut, Ștefane, câți ani ai? Am 11 ani. De unde vii, Ștefan? Vin din comuna Schitogolești. Te văd un tip destul de serios. Ce reprezintă viața pentru tine? Cred că viața este cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu și cred că Dumnezeu ne-a oferit acest dar pentru a ne bucura de toate frumusețile pe care El le-a creat. Și succes! Du-te! Fai praf! Fai praf! Ce vrei tu să te faci când o să fii mare, mare de tot? Cântăreață. Asta îmi doresc, dar vreau ca, de fapt, vreau ca muzica să fie ca un hobby, dar ca profesie. Nu știu, mi-aș dori altceva să fac, să am un job stabil. Dacă ar fi să se întoarcă cele trei scaune, le vezi în fața ta? Eu am așa un fel de o tactică. Primul care se întoarce, el mă voi duce pentru că înseamnă că el are cea mai multă încredere în mine. S-au văzut prima oară într-o seară de mai. De atât? Da. Ai voce. Da, am și rămas în spatele ușii. Am mult prea multă voce, să știi. Și succes. Succes. Ce faci, mă? Ce cauți aici? Păi am rămas singur acolo. Păi și copiii unde? Nu mai sunt astăzi? Nu mai sunt, au urcat tot. Bun, asta a fost primul episod din Audiții pe Nevăzute. Săptămâna viitoare alți copii, alte magii, mai ai? Mai am alte magii, tot cu 7 de inimă roșie. Foarte bine, bravo. Eu plec. Dacă vrei să le mai zici un mesaj pentru oameni, dă-mi și mie astea jos. Pentru săptămâna viitoare am o melodie foarte frumoasă. Ce melodie le cânti? De la Holograf. Ia, cântăm puțin. Și n-am iubit pe nimeni, așa lasă, cum te-am iubit pe tine. Săptămâna viitoare, alt episod, altă poveste, alți copii, altă nebunie. În toată viața mea nu am iubit pe nimeni, da. Săptămâna în toată viitoare. Viața mea, eu n-am învățat strofa a doua, că știu că aici se cântă doar un minut jumate.